Husein Tekin avea un magazin pentru muncitorii lui. Cu zahăr, ulei, pui și toate cele. Alimentar. Alimentar. Eu, jucând la ei, eu nu luam bani. Pentru că a zis omul, nu pot să-ți dau ție primul când dau la jucători, că tu după aia ești golan, nu mai e serios la fotbal. Și îți dădea mâncare? Și îmi spunea în felul următor, Jardel, tu ai avut mașină la poartă, șofer, du-te cu el la magazin și ia ce consideri tu pentru familia ta. Eu când plecam și intram în favorit, uite așa era mașina. Deci tu ai jucat pe mâncare 4 ani pentru de familia zile, ta 4 serios, ani. da. Wow! Omul la noi, Ce și frumos! puteți să întrebați. Felicitări! Deci Da. ești unic. Nu am povestit-o la nimeni, sincer. Ți-o povestesc ție acum, ca să știi despre ce vorba și cum am jucat eu.